Sfântul Nicolae să inaugurăm parcul sărbătorilor de iarnă, unde sper ca în toată această perioadă, până în 15 ianuarie, să fie punctul de atracție cel mai mare din oraș. Am încercat să venim într-o formulă nouă, o să vedeți, cu comercianți, cu patinoari, cu mașinuțe, cu tot ceea ce vouă vă face plăcere, cu această mică scenă pe care va avea loc câte un mic recital sau spectacol, poate nu chiar în fiecare seară, dar sigur în weekend-uri și în momentul în care voi luați vacanță. Dragi părinți, sigur că doar un om de copil poate să vadă bucuria din spatele luminii. Și tocmai de aceea vă îndemn, ca și noi, nu doar în seara aceasta, nu doar de sărbători, ci în cât mai multe zile din an, să redevenim copii, să închidem ochii și să vedem bucuria aceea simplă pe care doar ochișorii lor pot să o vadă, acea fericire a vieții pe care, din păcate, datorită problemelor sau vieții de zi cu zi, o uită. Și tocmai de aceea, iată, sunt sute de copii aici, trebuie să învățăm de la ei sau să reînvățăm acest minunat lucru, să ne bucurăm de viață, de sănătate și de ceea ce ne dă Dumnezeu în fiecare zi. Tocmai de aceea, astăzi fac un apel să intrăm în această atmosferă a sărbătorilor de iarnă cu acest gând, să fim împreună, să ne bucurăm împreună de tot ceea ce este minunat. Și cu voia dumneavoastră, a copiilor, aș vrea să începem o numărătoare invers, așa ca și când se lansează rachetele cosmice de la 10, da? Ca să aprindem și luminile de la pom și luminile de sărbători, de acord? Numărăm împreună? Bine! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Și acum un concert pentru dumneavoastră în premieră, pentru deși sunt profesori de la Liceu de Arte Regina Maria, profesor de muzică, elevi, sunt prima dată într-un concert în fața concetățenilor, în fața albaiurienilor, mulți începători, dar o să vedeți ce calitate. Instrumentele au fost achiziționate pentru un proiect a municipiului Alba Iulia, de fapt și a profesorului Adam, nu, de Petru Adam, da? A dirijorului, prin bugetare participativă. Toate aceste instrumente. Se pregătesc, domnul profesor, de aproape 2 luni de zile și o să vedeți ce ne vor oferi în această seară. Tocmai de aceea le urăm succes. Formația se numește Brass and Drums. Alba Iulia Brass and Drums. Succes la acest debut! Thank you.